la compania Fork Surprize și am venit să vă bucurăm această zi deosebită. Da? Este o sărbătoare, da? Da. Ce sărbătoare? Spune și nou? Ziua soțului și a fiului. Așa, wow, super, aveți o sărbătoare dumneavoastră. Nu, nu-i soțul, el zic soțul. Ok, nu știu, ședeți la letră. Așa, ok. În primul rând, pentru voi avem aceste balonașe, ca să simțiți atmosfera de sărbătoare. Așa. Hop, 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 să-mi cruce. Așa, dumneavoastră. Aici mai aveți așa un buchet de flori, da? E trandafiri, să bucurați de ele. Mulțumim. Un coș cu fructe, neapărat să le consumați, că aveți nevoie de vitamine, vă rog frumos, da? Așa. Și acest Mickey. Pentru acest îngeraș, da? Ca să jucați cu el. Și mai avem ceva, așa, să-l purtați sănătoasă, așa, pentru, cred că pentru băițel, da? Așa mi s-a spus. Exact. Dar, cum credeți, de la cine poate să vină această surpriză? De la bunica. Da? Bunica la noi face să surpriză. Exact, este din partea bunicei. Și regretă foarte mult să știți că n-a putut să vă mâni aceste surprize personal, dar cu inima și cu gândul este mereu lângă voi și vă transmite multă sănătate și să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare, multă răbdare și tot ce mai bun din lume să fie pentru dumneavoastră, tot ce v-ați pus în plan să vă îndeplinească. Uitați, dacă aveți dumneavoastră, îi transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire bunicii. Te iubim tare, tare mult și te așteptăm acasă. Asta și-a mai primit. A soțul tot este în departare? Da. A, uitați că aveți și posibilitatea soțului să-i transmitiți omul la mulți ani, da? Și pe tăticul iubim tare, da? Să-l așteptăm acasă.